Fiul celui care ne-a ajutat să punem bazele echipei 10 pentru folclor. Nu cred că în momentul de față aveți un reprezentant mai de seamă decât domnia sa. Atât în țară cât și peste hotare a făcut cunoscut numele localității Corn, a orașului Liteni și a acestei zone folclorice pe care a slujit-o cu toată ființa domniei sale. Pentru că momentul pe care l-a pregătit aici la dumneavoastră să fie unul mai special, a apelat la sprijinul prietenilor noștri din Maramureșul istoric, călineștenii țării Maramureșului, care vedeți cât de frumos stau acolo pentru momentul următor. Și aici are cele mai mari emoții, pentru că aici sunt rudele, prietenii, poate persoanele cu care a copilărit. Coli, instrumentistul, Leonard Zamă și călineștenii țării Maramureșului. Stați să-mi pun microfonul la clarinet. Vă spun bună seara, Doamne ajută, un an bun să vă dea Dumnezeu. Eu am venit cu toată dragostea dumneavoastră, cum vin de obicei, în, era să spun, comuna Liteni. Liteni, acum e orășelul nostru Liteni, care, uitați ce fac pe vremurile astea, în anii ăștia, cămini frumoase, construcții frumoase, de toate avem. Da, mai puțin folclor avem, vă spun eu. Noroc că băieții ăștia se ocupă la Liteni și fac... au activitate culturală, dar se poate și mai bine, vă spun eu, se poate și mai bine. Se poate o bandă țărănească, un an, școlile noastre, deja folclorul este la Liteni. Numai că trebuie să insistăm. Poate domn primar ne-a pus umărul la capra de la Corn, care am făcut-o cu toată dragostea. Eram cu băieții de la Suceava și au venit și m-au ajutat. O venit și cu țuică, și cu vin, și cu de toate. Și cu ansamblu. Și era o vorbă, zic, domne, păi, noi am făcut repetiții, să iasă totul perfect. Ăștia au venit mai încălziți puțin și normal că nu erau așa de perfect. Dar la anul nu suntem toți perfecți, adică mai bea unul un pahar, a căzut extraordinar de fain treaba. Așa că le mulțumesc încă o dată, după atâți ani. Doamne ajută! Vă mulțumesc din suflet încă o dată că sunteți alături de noi la acest... Thank you.
Multă și un an bun. Să vă meargă bine la toți, la toți. Foarte bine. Și Doamne ajută în tot ce faceți. Mulțumim foarte mult maestrului dumneavoastră de aici, din partea locului. Până anul acesta am străbătut 40 de locuri pe mine în fiecare an, îmi spunea. Dar la Liten nu mergem, pentru că eu sunt de acolo. La cea de-a cincea ediție am ajuns și la dumneavoastră. Motivul pentru care noi am ales căminul împreună cu domnul primar, împreună cu domnul director, partenerii noștri locali de aici, este faptul că este cămin din zonă și vă spun cu toată sinceritatea, am umblat un pic prin căminele culturale din județ, dumneavoastră aici, la Rotunda, aveți unul dintre cele mai frumoase cămine culturale. Vreau să vă fac cunoștință cu o persoană tare dragă mie. Pe prietenul călineșteni țării Maramureșului, i-ați mai văzut poate izvorul tărmântuirii, cine își mai amintește? A fost cineva? Ia să vedem. Însă atunci n-am putut însoți acești minunați Maramureșul Voievodal, președinta țării Maramureșului. Împreună am pus bazele proiectului 10 și în județul Maramureș și am ajuns acolo în 2018. Și de atunci ne leagă o colaborare și o prietenie extraordinară. Iar pentru asta este vinovată Asociației Călinișterii Țării Maramureșului, doamna Voichița Costin. Bună seara și bine v-am găsit. Vă spunem și noi, călinișterii, împreună cu Victorița Sas. Vrem să îi mulțumim domnului primar. Ei, când au fost aici la eveniment, eu nu l-am văzut pe domnul primar. Am venit ca să-l văd. Să trăiți mulți ani, să fiți tot primar, eu tot să vin aici. Bine?
Mulțumim tare mult de primit și într-adevăr, noi umblând, noi am venit, am plecat de mult din Maramureș, suntem aici la dumneavoastră în Bucovina, am umblat prin multe locații, într-adevăr, sunteți gospodari. Să vedem. Am venit și noi cu același scop să vă sugerăm, dragi copii și dragi bunici și părinți, să alegeți opționalul de folclor, pentru că așa o să puteți și dumneavoastră ca noi, îți cunoaște tradițiile, îți purta portul și zgrăi graiul. Și oriunde ne duce în lumea asta, nu numai în România, unde, bineînțeles, nu ne lăsăm, facem concurență. Noi mândre haine la dumneavoastră și dumneavoastră ne primiți iară cu cele mai mândre haine care le aveți, să ne arătați că aveți tradiții. Pentru asta, costumul nostru tradițional, încep cu un fecior mândru, unde sunt fetele, dar să nu spectacole, mânșa la altă. Deci, costumul popular îi așa, ciorice ăștia, care au o izolare o măt, păteață, unde vrei că nu-ți fric, curaua, chixăul, și aici avem așa numai, nu-i voie să nu zic oricine că purtăm ce nu trebuie. O miez de cuțât, dar numai să avem cu ce mânca, slănim. Trestuța, cu jocul, scujma și feciorul ăsta mândru și toți ceilalți feciori mândri. Și vă prezint pe cea mai micuță, știți zice? Că mă tream să, pentru asta vă spunem, să vă purtați costum, aveți foarte frumoase costume, am văzut. Eu sunt prietenă cu domnișoara Mihaela Zâna Bârsan de multă vreme și după cum ați văzut, astăzi nu e din Bucovina, astăzi e din Maramureș, e îmbrăcată ca noi și cred că astăzi știți cum facem fușcăini și suntem siretici.